Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom avea așa un început de episod un pic mai special pentru că avem detalii noi despre gun running și o să vedeți, uite, o să dau scroll așa puțin tel în jos și o să vreau să vedeți niște Opa! detalii, uite, mai ales asta, motocicletă zburătoare cu aripi și cu rachetă, De da? ce? Nu știu, dar De ce? Arată genial la aparent zic. vom avea așa ceva în joc. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place GTA Online și abia așteptați și voi gun running-ul. Și hai să începem cu începutul. Deci, în primul rând, avem aici sus prima chestie pe care o putem vedea, mai anume o mașină normală care trage o chestie de armată care trage cu Platformă rachete. antier, mobilă, E care mobilă rezistă și din hidra. poți să o legi de ceva, gen de o mașină normală, aparent, sau de un camion, poate. Ceva de genul ăsta. Din ce am Interesant. înțeles, noi va trebui să ducem arme, să vindem arme dintr-o parte a hârții în alta și asta ne va crea nouă ceva bănuți. Înțelegeți? Cam asta o să fie șmecheria. Cum vom vinde noi arme? Cu un sediu mobil. Da, ați auzit bine. Vom avea un sediu mobil, Asta e vedeți acolo nou. în fundal, Sunt un curios cum va camion merge. cu dita mai baza Mamă. mergătoare. Ce? Stai, ce? Ce? Cum? Stai, cum? Exact, ce? E de la cu Mamă. calculatoare înăuntru? Da, uite-te Wow! cât de Am atâtea mare e. întrebări de chestia asta, gen, chiar sunt curios cum o să fie, că... Tu Na. mă întreb dacă le putem cumpăra și noi ăștia care nu o să avem Din un ce am bunker. înțeles, cei care au CO, VIP ori club de motociclete vor putea să acceseze acest conținut. Deci, practic, trebuie să ai deja CO, VIP sau club de motociclete. Cred, asta am citit, cel puțin. Vedeți Ce ce o tot aici... VIP Any mai mare CO relevant. VIP or MC Ah, ce President am can zis, jumpstart da. așa operation of the ground. Deci, Ah. asta e. Ok. Posibil ca dacă le ai deja pe astea să nu mai trebuie să plătești în plus ca să Asta vreau să zic, și urmă poți pornești să asta. cumpăr camionul ăla, care cred că e Exact. foarte scump. Cred că poți să pornești din prima, dar dacă nu le ai, cred că trebuie după aia să cumperi una din astea. După aia, vedeți aici, ăsta e un personaj pe care îl vedeam noi în misiuni. Deci asta Da. înseamnă Cea că vom avea, tutorială, da, deci vom zice, avea pe unde spați? ceva storyline, cred. Vom avea ceva storyline nou, misiuni de genul Probabil. ăsta. După aia, uitați-vă la armele astea. Arme noi și customizate cu Nu, skin-uri. și uite-te la ținute. Arme Mamă, cu skin-uri ce pe ele, alb. ca în fucking CSGO, Nu știu, ești au nebun. băgat mai multe skin-uri. Ok. Bă, Era cazul. ce șmecher arată. Asta e bunkerul subteran în care vom putea lucra. Ăsta chiar arată interesant. Chiar Deci sunt aici vom curios. avea tot felul de oameni care asamblează arme, iar armele alea le vom duce noi să le vindem mai Auzi? departe. Calculatora de la CEO era ceva mare subțire, nu? Ăștia folosesc calculatoare din 95? Adevărat, da. Bă, așa. Bun, următoarea chestie care mie mi se pare cea mai tare chestie pe care am văzut-o vreodată, o motocicletă cu aripi și cu Deci rachetă în spate. au făcut și o motocicletă rachetă. Frate, lasă Da. că... cum o Deci să o controlezi în aer? Asta vreau să știu. prima chestie care Habar mă n-am, duce sunt cap să curios. fac e să sar cu ea pe clădire și să dau boost. Și eu la Wow. fel. Și să mă urc pe clădiri și să... Oh, da. Aici mai jos putem vedea unul din Pierdonat. tancurile alea, APC-urile alea, dar doar că e tunat. Deci v-am zis că o să Vede puteți și să la rupt. customizați, da? Ei, ăsta e pe albastru, vi-l faceți voi pe roz, pe ce culoare vreți Ce? voi, da? Poți să-ți faci Nu tancul știu pe roz, poți roz. să-ți faci, da, poți să-ți faci ce vrei tu. O să Ok. fie un sistem de tuning gen Benny's, deci te duci în altă parte să le tunezi, o să fie un tuning special de armată. După care avem un buggy cu mitralieră montată pe ea. Și din ce am Ia, ce înțeles, plasa aia? da, din ce am înțeles, fiți atenți, se ia o mașină normală și vei putea să-ți montezi arme pe multe din mașinile astea care înainte erau normale, cum ar fi Clasici. un buggy, da? Ți-e Deci pe, dacă e o ți-e... mașină clasică, mare, dubă, care are posibilitatea să-i montez o armă pe Te duci, o spate, tunezi la armată și îți montezi o armă pe spate. e ca aș putea să pun armă pe Mercedes-ul ăla cu mai multe roți, cu șase În roți, în principiu, spate? din ce am citit, da. Dar rămâne de văzut dacă vom avea Interesant. mai multe. Față că, uite, din tot ce am văzut aici, n-am văzut până acum ceva zburător. Oare chiar nu Dar am vor văzut lansa noi nimic vehicule. zburător? Nu știu, într-adevăr, au avut grijă că poate să fie numai Hydra și elicopterele existente, n-a fost nimic Uite, nou. mai ales în poza asta, dacă te uiți aici, uite ce e în Sunt spate. elicopterele alea. Savage-urile, da? Deci, Și atât. da, exact. Da, nu e nimic nou încă. Deci, posibil să nu avem nimic zburător, doar chestii de pământ. Oricum, motocicleta asta, frate, deci nu știu, asta cred că e prima chestie pe care mi-o cumpăr. Imaginează-ți. Deci, Ia uite. imaginează-ți.
chestii ridicole. Nu sunt că eu nu pot să o iau, că trebuie să-mi fac ce, o să-mi fac aia, să-mi fac aia. Cum să nu? O să le cumpărăm, o să vedem, o să facem tot posibilul. O să ne luăm și arcarduri și tot felul de nebunii ca să putem să le cumpărăm și noi. Dar oricum, nu uitați să apăsați butonul de like, dacă vă place, că vă mai arătăm și noutățile, bineînțeles, pentru că asta abia a fost lansată de către cei de la Rockstar. Noi sperăm că undeva pe 6 sau pe 12. Astea sunt dățile aproximate 6, de noi. Repede. Dar la faza e că au lansat niște discounturi care sunt disponibile până pe 12. Am văzut. Și de asta mă gândesc că s-ar putea pe 12 să fie lansat update-ul, dar cine știe. Da. Oricum, în cele ce urmează, acum veți vedea un episod normal de GTA, da? Dar acesta a fost un mic update, așa ceva un pic mai special la început de episod. Astăzi vom porni la drum din departamentul de pompieri, pentru că aparent poți să intri în el. Și uite, au chiar și bară de aia, de, nu de striptease, e bară chiar nice. De... Ah, fii rar, eu credeam că e de striptease acum. Oh. Ia, Mihai, hai să văd, știi să faci un dans la bară, ia să vedem. Dar nu poți să urci, vreau să urci. Nu, n-ai cum să urci, din păcate, dar uite, au furtun de ăsta de alimentează cu apă mașinile, uite cât de tare e. Da, chiar. Cât de șmecher poate să fie. Oricum, înainte să spunem, vreau să vă mulțumim din suflet pentru toate like-urile pe care le-ați oferit la episoadele anterioare. Și, bineînțeles, astăzi, cred că o să... Dar nu știu dacă mergi să te îmbraci în pompier, pentru că nu cred... Adică n-am văzut să avem costumație similară. Trebuie să improvizăm ceva, zic. Uite, poți să te urci în spate acolo, vezi? Ce vreau să zic? Îți dai seama ăștia, când stau aici, iau furtuna astea galbeni și fac un duș împreună? Ce? Ce se bag cu ele? Da? Uite că deși de că stau în spate acolo, da, nu Mihai n-a venit. Că vin cu mașina ta. Deci, băi, eu vreau să-mi iau o cască de-aia, frate. Uite salvarea! What the uite, fuck? Uite, de ce au murit pompierii ăștia? Wow, ce s-a întâmplat? Nu, no, eu nu. Ah, n-am făcut eu nimic. Okay. Ah. Yo, doamne, dar ce? Așa s-a născut mașina de pompieri. Stai, că am văzut ceva, stai o secundă. Uite-te la ăștia doi, voi îi vedeți? What? Da, deci cam așa arată costumul. Stai să mă uiți cu pistolul. Bă, dar stai, eu văd doi, eu văd un paramedic care îl îmbrățișează pe celălalt. A, nu, eu stai, văd ce? Un paramedic nu. Aici. Eu văd un paramedic care îl îmbrățișează aici, pe... Eu nu văd paramedicul. Îl văd deci, că pe pompier. What the fuck, paramedicul îmbrățișează pe pompier? Paramedicul la mine e aici și e leșinat. E sol. Uite aici, un zici că dansează balet, așa-i cu băile. Bă, ia cam ca mașina pe amândoi. Ok. Wow. Hai să ne îmbrăcăm. Bun, hai să mergem. Te că ți-am furat eu mașina lui pisica. Stai că mă urc în spate. Știi că poți să urci în spate la pompieri acolo, avem scaune, nu? Da, gata. Știți că avem scaune la pompieri în spate acolo? Da, știu. Intră 4 în față și 2 în spate. Da. Hai la magazinul ăsta ca. Care haine? Ai acolo? Ok. Da, ca apoi să mergem la măști, poate ne găsim o daie de pompieri. Cred că e să fie una. Ceva de pompier, dar ar fi interesant totuși, chiar ar fi interesant. Cu galben. Galben cu roșu trebuie să găsim ceva. Nu, am văzut că ăștia au doar galben. Doar? A, costumul lor. Da. La noi, nu știu, ce costume au ăștia de la noi, pompieri? La noi ca tot așa cred. Cu roșu parcă nu sunt cu galben. Cu roșu? Parcă da. Uite, dacă știți voi ce culoare au ăștia pompierii la noi în România, să ne spuneți în comentarii. De ce tragi, prietene? Tu vezi că eu sunt pompier? Da, n-aveai sirena pornită. Nu contează. Da, eu la mine urlă în continuu. Oh, nu, am oprit-o o secundă. Oprit-o o secundă și atunci el a tras de volan. Nu poți să iei fetele nopții cu mașina de pompieri. Dar poți să ne facem fat-o? Duș. V-ați udat, fetelor? Ce faceți? O, doamne. Săracile. Au făcut un duș. Au făcut un duș, fetele alea. Bun. Nu rupe să... Frate, tu nu știi ce pompier profesionist. Își ia haine. Ai observat? Ai observat ce parcare a fost făcut aici? Aproape a reușit să parchezi... Perfect, așa. Hai să vedem, da? Bă, nu știu ce haine să ne luăm. Continuu, că îmi bag picioarele. Tu facem? Bodysuits, nu. În continuu, doamne, rapid. Haine în continuu. Ce înseamnă asta? Eu știu. Nu vă luați haine în continuu. Hai. Eu am vrut să-mi iau haine în continuu și am zis despre voi. Știu că tu vrei să-ți iei haine în continuu, dar ne facem galben sau roșii. Aș vrea pe galben, dar știu că era ceva, mă, gen... Uite, la Heist Coveralls arată așa, aia, cred uite, că nu mai se scot masca asta de față de să văd, Heist, atac terorist. Coveralls. A, adevărat, asta, adevărat. Arăta asta niște dăia de tași. Umor și șupolanii. Da, te referi la Hazard? Da. Da.
A, dar îmi place. A, dar nu poți să scoți masca. Ce da, e costum întreg. Stai, putea să te îmbraci în roșu. Stai, outfits, unde eram, mă? Heist coveralls. Acolo. Și gen să ții pe roșu îmbrăcămintea, na, dacă... Bine, uite așa, gen, red sleeved. Uite. Vreau să-mi iau... Da, asta m-am gândit și eu. Și pe aia să ne luăm ceva pe cap, o cască, o roșie, ceva. O roșie? What? Bă, Mihai, ce vrei tu roșii pe cap, frate? Bă, cu tricou roșu. Mihai are stil, te rog frumos. Da. Dar stai să vedem că nu știu... M-am dus aici, uite aici sunt șepcile. Fac, așa, și m-am dus să-mi iau o pereche de... Eu nu mă îmbrac ca voi, pisici. Păi nu te îmbrăca ca noi, cine te-a pus să te îmbraci ca noi? Păi nu mă îmbrac, nici dacă... Deci măcar n-ai putea să te îmbraci ca noi, noi suntem mult prea bine îmbrăcați. Înțelegeți? Suntem... Oh, ce mi-a zis-o Max, mamă. Bine, Max. Lasă-mă în pace. Feturați bandana. Ceva mai interesant găsesc Helmets pe aici? O să vezi ce mi-am pus eu. Să vezi dacă îți place. E, urechile alea? Sau altceva? Frate... Merge. Și ce colanți roșii nu am? 2-3-2-3, cover. Cover me. Go. Ceva gen. Bun. Bă, da, ne trebuie și topor de la de... Știi că ăștia au topoare? Unde este? Cred că am eu. Încălțimitea. Defenders. Să, unde am eu topor? Uite aici. Și toporul ar trebui să fie la normal. Gata, suntem pompieri. Pompierul în acțiune. Bă, mi-a dispărut mașina de pompieri, mi-a furat-o. Lol. Pe bune. Ok, sună acum, rep. Da, dispărut mașina de pompieri. 911. Alo, mi-a furat cineva mașina de pompieri. Pompieri? Poliția. Pompierul nu e pe țucul. Nu mă omoră, te rog. Fire department, am nevoie de pompieri aici neapărat, urgent. Vreau niște ăștia roșii. Pompieri. Trage pe stânga. Ia-mă foc. Aaaa! Rip. Wow. Ți-a plăcut, da? M-a târât-o. M-a târât și m-a târât. Ai toporul ăsta normal? De. Am și hatchet-ul ăla, parcă. Da, ăsta. Dar parcă nu prea se potrivește ăla. Da, asta e puțin. Ca pompieră. Pompiera, da. Vrei să văd, care e? Este ca s-a îmbrăcat de Valentine's Day, de fapt. Gen... Zici că e, asta zici că e ceva dintr-un RPG, ceva, n-are legătură cu ce facem noi aici. Cercăm. Dar mai mult vin pompierii. Uitați-vă la asta, băieți. Uitați-vă la asta. Și-a găsit pisica niște mănuși. O, doamne. Bă, dar chiar adevărat, eu de ce nu mi-am pus mănuși? Style, accessories... Bă, dar vin pompierii ăia? Ia ud. Vin de parcă se duc. Black. Și vreau casă. Domnule, a luat foc casa. Arde casa. Până când veniți voi, gata, e arsă casa toată. Nu am mănuși roșii, așa că mi-a luat ceva improvizat. Culmea să ții ca mine, să ai de-asta lângea să zici femeie. Cum ar fi? Mi-a luat niște mănuși toate. Mi-a venit mașina. Uite. Trage pe stânga. Trage pe stânga. Ieși afară, ieși. Ieși înăuntru, hai pa. Ei, ia tu pisica. Pisica! Hai că sunt ăștia și vor să ne bată. Hai urcă. Nu vezi că sunt roși? Vor să ne bată. Puteți să sunați voi la Lester, eventual? Sun eu. Sună pisica și... Mihai n-are bani, că a fost la party. Club. Bă, dacă e așa, frate, sunt... De ce să vină poliția acolo? Suntem pompierii. Gata. Hai vezi că ți-am pus la mască, Max, acolo, ca să luăm... Să ne luăm cască, dacă găsim ceva. Cască? E mamă deja. Ne-am pus niște urechișe noi. Era... Da, de radio. Băi, iar vine poliția! Dar de ce? Ai tras cu tunul, cumva? Nu. M-a dat jos, mă. What? Asta... Aoleu! Trage poliția noi. Stai, nu suna acum, Mihai, că trebuie să scap și eu. Hai, dă-i acum. Nu știu ce vine poliția pe mine. Nu mai dau. Chiar nu știu, adică chiar nu-mi dau seama de ce. Și cum vă place acest nou job al nostru de pompieri? Place extrem de mult. Îmi place, dar trebuie să terminăm costumația asta. Cea mai mișto parte cu mașina asta e că ai prioritate peste tot. Uneori se bag în fața ta chiar dacă tu ai sirena pusă. Vezi că în străinitate nu, în România da. Nu, România, mă, în joc. A, lasă! Dar zic în realitate, ai prioritate oriunde. A, cu asta da. Ai pompieri și cu salvarea, mi se pare foarte mișto.
Aoleu, bine, ce drept pardon. Merită, știi? Măști. Ai ce mască să iei de pompier, frate? Uite-o pe asta de Jason, lol, ce tare. Aia care ți-a venit și ți-a acasă? Da, da. Îmi bag în clov, lol. Da, mi-au luat și eu una. Ce ai da, are, are și pisica una în cameră la aia. Te-am găsit de drăcușeri. Lel. Haideți că avem treabă, trebuie să stingem incendiu. Festiv. Bine, mi-au asta. Gata. State restul, paperback, schimba, export. Ia-ți cum face. Nu mai a pompieră, nu arăt eu. DJ Max. DJ da, Max. N-ai ce să pui. Lel. Bravo, Max. Go. Facem un mix, facem un mix. Și voi auziți cum face asta așa? Da. De. Sau de cu pauze. Cum am făcut? Bă, eu nu aici, Africa. Hai să-l spălăm. I-am pus, i-am pus ui, spălăm. Ui. Ai pus ui? Intrăm și zic că e muncea ta, mă zic că ești fiinte. Și ai nevoie de o intervenție. Așa ți-a primit mesaj, mergem la cazul omul fierbinte. Bă, s-ar putea să ne ia ăla cu elicopterul, sper că nu, da? Ce să facă ăla cu elicopterul, bă? Îi dai cu apă până se învârte și mi-și pierde controlul. Nu știu că e chiar așa, dar... Adevărat, atât... Primul nostru caz. Trebuie să încercăm. O să comand eu bazardul de la firmă. Da. Să dai cu apă în elice, să văd dacă mă afectează zborul. Cred că-ți face ceva. Ar trebui să mă... Cred că te zboară, cred că te zboară, mă gândesc. Asta mă nu știu dacă e pe... Aici, sus... la... uite, uite la aici. Uite-l, e sub pod. În față pe dreapta. Da, e AFK. Scoate-l din mașină, du-te și scoate-l din mașină. Alo? A, nu-mi dă voie. Damn it. E bune? Da, are de-aia, să nu poți să-i fiu mașină. A, se-mi place că e AFK. Hai la unul! Vin doi. Sunt dar doi... nu ne vede nimeni, suntem invizibili. În spatele nostru sau... La filmul, la tine unul. Știi ce? Dacă nu putem să spălăm pe nimeni, putem să le dăm cu C4, să-i ardem. Și după aceea să-i stingem. Să-i stingem. Adevărat! De ce? Dacă avem motiv să-i stingem. Adevărat, ia scoateți voi. Wow, what the fuck, hacker? Wow. Bravo, hacker. What? Table change, please money. Eu nu vreau bani. Ne-a teleportat pe toți, stai că am zis harta. În mijloc. În ocean departe de aeroport. What? Mai nou asta fac hackeri, știi? M, kill yourself. Ce? La... ce? Ce? Gata, mi. Bă, ce ești, mă? Bă, ce om, ce caracter. Pentru la naturii, oameni buni. Am fost teleportați într-un punct. Oare? Ce om, bă? Ce groază. Nu, dar nu-ți face nimic, te bag acolo, dar și toarnă bani în cap. Da. Bune? Da, așa fac acum, mai nou. Care-i rostul? Ești eu, please money. Gen... Păi da, e o tradiție asta. E tradiție? Ah, ok, ok. Adică deja zis. Dacă te-a luat din casă de la tine și te-a pus undeva, înseamnă că are el ceva să-ți dea. Are ceva în plan cu tine. Voi știți că nu mai am nicio armă? Na, nici eu, am vrut să arunc cu C4 și papa. Ce am buzzard. Asta căutam și eu să-l comand buzzard-ul să scăpăm din zona asta. Da? Da? Ci că nu mai am arme, dar am buzzard cu arme. Vă iau eu, da? Mhm. Noi veni spre tine că... Vezi că s-ar putea să ne mai iau odată, adică nu e prima dată, nu o să fie prima dată. Da, da, da. Să mai teleportează odată. Uite, schimba sesiunea dacă e ceva. Frate, sunteți... Asta mi se pare, bă, pe de-o parte mi se pare nașpa, pe de-altă parte mi se pare straniu. Pentru că n-am mai văzut chestia asta eu personal până acum, gen, se pare ciudat. Deci ne-a teleportat pe toți oamenii de pe server în locul ăla sau ce? Da. A luat tot serverul și l-a teleportat acolo, că așa a vrut el. Am găsit Duba. Follow de Duba. Nu vreți să veniți aici în buzzer-ul meu? Aaa, ba da, da. Ia zi pe Max, sinuță. E avionul? Miss. Nu-mi facem. Miss. Bă, Miss. Dacă n-au, hai. Bă, dar eram în misiune și făceam misiune acum. Și pă. Nu cred că-i pasă la hacker. Da, dar dacă eram cu mașina, știu. Aaaa, le-a dat. Oricum, mașina aia. Să mă gazi, urcați, hai, rep. De că mergem la firmă. Asta e o situație de urgență, oameni buni.
Asta acum, o situație de urgență. De te portează în mare, agem. Puf. Parcă vezi. Are cineva level mare? Nu. 341 e cel mai mare. Nu știu care o fi hackerul dintre ăștia. Nu prea de nu să știi. Dar cine a rămas în mare? Blood Atomy. Sărac, încă mai speră. Toată lumea s-a întors pe hartă, în schimb. Încă mai speră la bani ăla, gen... Please money. Mă gândesc că poate a greșit tasta la hack, știi, când a vrut să facă ceva, probabil că i-a dat virgulă. Nu. Face așa de obicei, ați mai pățit chestia asta? Eu nu. Da. Pisica, cred că mai pățit. Da. De? Interesant. E cam aiurea. Da, e straniu, adică da. Oricum noi ne-am făcut datoria de pompieri, ne-am costumat, ne-am așa, suntem direct pompierii. Da. Păcat că n-avem un elicopter de pompieri, ceva gen, știi? Există? Bă, nu știu, chiar uite, de paramedic există, de asta există gen, de asta poliție nu există. Lol. Trecut să-i de asta cu 300 de metri s-a hotărât acum să facă animație. Da, știu, a avut delay destul de mare la... Eu am apăsat să intrăm din prima, știi, dar gen, el s-a gândit, bă, oare să mergem, oare să nu mergem. Uitați-vă la mine! Are vreo bască în cap. Nu mai... Și care e faza, având în vedere că pe sesiunea asta e hacker și nici nu mai avem posibilitatea să ne luăm armele înapoi, decât dacă dăm restart la joc, din ce știu eu. Da, dar tu vrei să faci misiune, dar ce... Curse. E singura chestie care mai poți să faci acum. Cum ne mai apărăm? Adică... Crezi tu că nu o să ne dea în misiune arme? A, în misiune? De asta de altă sesiune? Dacă e misiune de face load de sesiune, posibil să-ți dea, dar altfel. Da, aici nu. Dacă vrei să facem mașini sau ceva, nicio șansă. Nu, asta ziceam, că hai să facem... Să ne apărăm. Hai să facem una de secret secret, așa... Take the armor, RV to the Palmer, the power station, get it for them. Nu știu care misiune să o facem, dar toate astea îți dau 2 ori RP și 2 ori dolari. Ia uiți, îi dă bani măcar. Da, dă dublu chiar. Am tehnică la aqua, am Ruiner 2000 mission, care ne trebuia Ruinerul să sărim în bază militară. Am eu. Așa? Păi nu, avem, o să avem toți. A, ce? Vreți? Cu Ruinerul era super interesantă. Sunt bine distractivă, ce drept aia. Sărim în baza militară cu toții. Ok. Știu că sunt niște elicoptere banană, nu? Și apoi ne face o animație de aia mișto. Nu știu exact care e faza, dar știu că parcă ne căra în baza militară cu de-alea cu magnet. Da, și ne dădea drumul când vroiam noi parcă. Stai așa să-mi cumpăr și o chestie, gata. Nu spuneți când sunteți gata. Starting weapon unarmed. Păi nu cred că o să ai nevoie, sincer să fiu. Da, mi se pare că nici nu trebuie să dai jos din mașină. Asta-i faza. Tragi cu mașina, ai și mitraliera, ai și... Mi-e puțin frică, data trecută nu știam pe unde să ies din baza militară, nu știam pe ce trebuie să sar. Cred că știi, adică e să sari, nu? Și space cu parașuta, parcă. Da. Da? La mine apăs pe stick să sari și apăs pe ea să sari. E să sari și space dai parașuta și dacă mai apeși o dată pe space, ți-o ia înapoi și pe aia mai apeși o dată ți-o bagi înapoi, gen. Adevăr, că nu o să avem arme. Nu am arme momentan. Adevărat, tu dacă n-ai arme gen... Bă, eu nu am arme, sunt free roam. Nu-ți dă nicio armă în misiune, ar trebui să-ți dea gen. Posibil să... Da, dar nu cred că ai nevoie. Nu cred că ai nevoie la misiunea asta de arme. Sper doar să nu ne... să avem nevoie și să nu avem. Că atunci trebuie să... Ai mitralieră. Uite acum când furăm asta, poate sunt militari și n-avem cu ce să tragem. Nu. Că nu le furi, gen, asta e total, da, ai noștri. Fiecare avem câte un de-asta. Yeeey! Bravo, Mihai, mi-a plăcut plonjarea 10-10. Da, n-am nicio armă. Nici eu n-am. De la hacker-ul ăla. Da, deci a rămas peste sesiune. Intrați în mașini. Da, nu, dar trebuie să dai restart la joc ca să-ți revină. Mișinează, parcă noi o pusem pe timp de noapte, corect? Da, parcă mai zic. Ce bine că te teleportează, știi? Te vezi cum știu ce iau, uite-te. Uite ce discuți. Cineva din spate are ușa deschisă. Eu! Nu mai râde, Mihai! Chiar! Cum ai ușa deschisă? Bă, nu mai râde, bă! Ne trage curentul! Magnet! Miroase urât! Suntem deasupra? Elicoptere cu magnet, ai nebunit cum arată? Putem să apăsăm pe space. Nu, pe E, dai? Și pe aia dai, uite, op, mi-am dat drumul de aici. Și suntem un picaj liber și pe aia dai parașută. Cu ce dai drumul? Cu E? Și trebuie să aterizăm în baza militară cu asta. Uiii! Deci, ouă. A început ploaia, gata. Ce creepy e, gen, să știi că ești într-o mașină, dar totuși zbori, adică, da. Ai, știi de. Seama ce senzație.
Și eu am o senzație de strane acum, gen, chiar dacă nu sunt mașina aia, mi se pare tot ciudat, că mă uit din first person, doamne. Așa. Mi-e frică că ăștia au tancuri, adică... Ne. O să vă dați seama că nu să avem nevoie de... În momentul în care trage eu sar și gata. Nu să ai nevoie de arme, când te dai jos în baza militară, asta e clar. Uite aici, pun pavionul ăla de atac și... Ah, destroy. Ok, sunt niște camioane pe care trebuie să le coborăm, da? Să nu cad pe cineva. Și am tras pavionul ăla. Hai că l-am dat jos. Trebuie să nu pe un prăcut. Mamă, ce aici? Oale! Ce caterință! Am sărit! Lor ce străcție! Tancurile săriți! Nu am un supply truck în față undeva. A? Unde? Aoleu, e pe parte ca... Puteți să săriți, să trageți din săritură. Vreau să nu tragi ca bubu. Am bubu, sunteți bine? Au port altele. Sunt afară. Așa. Virează sărăcie! Mersi! Am ajutat acolo? Da. Frate, ce nebunie de misiune. Asta e cea mai tare misiune, mi se pare. Da, e distractivă și mișto că n-ai limită la rachete, știi? Sau ceva gen. Da, în Free Roam ai limită la rachete. Trebuie să mai sunt încă cum mai e. Văd eu acolo, m-am răsturnat. Nasol. Ia de aici rachete, băiatul! Oh, leu, elicoptere, a văzut! Elicoptere trebuie să le distrugem. Unde s-a dus? L-am lovit, de fapt. Ha? Gold. Sunt cu banana. Banane gold. Banane gold, da? Ce o să-mi fac un elicopter banană mie? Dacă n-are armament, adică nu văd ce-a fost în capul lor. Dă-i. Bun. Ce-ai făcut, nene, mă? Oh, mai avem... Avion! Trebuie să-l dobrăm până când decolează, fugiți după el! Deee... Dați, nu-l iertați! Da, a apucat! Mission success! Trebuie să fugim! Trebuie să sărim pe te gard, da? Deci, practic oriunde o să puteți să săriți. Vă duceți la o margine și săriți peste gard, pur și simplu. Direct peste gard am sărit. Da. A reușit pisica? Da. Da, ai reușit. Ai reușit, da. Și mai trebuie să mergem la destinație, da? M-am dus pe munte. Poți să te duci pe autostradă, e mai... Mă duc pe autostradă oricum, ca să nu risc. Da, aveți grijă să nu picați în apă cu el, atâta tot. În rest... Aoleu, trage cineva în noi? Păi avem 5 stele, Max, tu ce crezi? Ha, pe 5 stele, adevărat. A, degeaba avem 5 stele cu astea. Aoleu! Uuuu, lol, ce caterică. Tank. Shit. Față, tank. Sari. Tot alune cu mașina. Rip tank. Da, alunecă dezastru. Hei. Frumos și pisica trece din. Super caterică misiunea. A, o tank. Se pare cea mai bună misiunile astea, pe care le-am avut misiunile speciale. Tank! Aoleu. Avem tank pe stradă? Da. Da, e parcat și te așteaptă, gen. Hai că l-am distrus noi. Vedeți că acolo e ceva, un punct, dar nu știu ce. Aaa, uite mă unde ne iau elicopterele de acolo, în jos. Trebuie să sărim, să dăm parașută pe plajă, să ajungem. Nu, n-apă. Ești din apă. Aveți grijă aici. Aveți grijă, da? Mamă, ce era să mă duc. Era. Aaaa, piatră. Mihai, nu mai fă de asta, ți-o rog frumos. Dacă ești din apă. Ești nici nu. Am uitat că îmi pășit. Hai, că nu te-ai. Te-ți parașută pe sigur. Imediat vin. Îți dai până jos, gen. Ai, îți face vânt, sar și dai parașută și aterizezi pe plajă. Bine, vin acum. Ia uite-o. Așa, și acum gen o controlezi fără să scoți parul ăsta, pune pe plajă, vezi, vine mai... Înceacă să trezezi pe nisip. Da, să nu cazi pe piatră că te aruncă rău. Dreaptă la tine cum te uiți. Aia că pică bine. Bine. Cât de șmecher a fost misiunea. Da. Ah, ia să vedem când ne putește. Șmecher rău de tot. Chiar da.
21. Am făcut și level 172, super tare. Dar oricum, ăsta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu GTA Online, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!